În spate, zona Platinia, recent modernizată la cele mai înalte standarde europene. Dacă până acum în Cluj-Napoca eram obișnuiți să vedem că atunci când o casă veche este demolată, în locul acesteia apare un bloc, ei bine, aici lucrurile sunt total diferite. Proiectul a fost gândit în așa fel încât aici, în față la Platinia, să fie creat un nou drum cu 4 benzi, iar în locul vechii case desfințate a fost luată decizia de a construi un pod care astfel permite ca această stradă nouă să creeze o legătură mult mai rapidă între cartierele Grigorescu, respectiv Zorilor. Acum să vedem cu bune și cu rele cum ajută la regenerarea urbană acest proiect de aproximativ 30 de milioane de lei. Zona, calea Mănășturi și străzile conexe au fost modernizate în tonuri moderne, în acord cu arhitectura complexului Platinia, dar și a BT Arena. Investiția a presupus însă sacrificii. 8 case au fost demolate, exproprierile ajungând la vreo 10 milioane de lei. Pe calea Mănășturii erau promise și benzi dedicate pentru autobuze, însă odată cu inaugurarea vedem că acestea nu există. Am cerut o explicație primăriei. Nu am renunțat la banda dedicată pentru transportul public pentru că noi prioritizăm la Cluj-Napoca transportul public. Așteptăm să fie gata studiul de trafic aferent metroului pentru că vor fi acolo niște lucrări care trebuie să fie sincronizate și în momentul în care vom vedea alternativele pe unde să meargă transportul public, atunci o să luăm o decizie și în acest sens. În schimb, s-a respectat promisiunea de reorganizare a traficului, strada Mărginașă a fost lărgită la 3 benzi, iar intersecția cu calea Mănășturi a fost semaforizată. Se va descongestiona cu siguranță circulația din zona Mănășturului și categoric cei care vin din cartierul Zorilor vor avea mai multe alternative și variante ca să meargă în cartierul Grigorescu. O parte bună a proiectului este legată de spațiile verzi create. Avem unele noi sub forma unor părculețe. Însă și aici ar exista o problemă, pentru că odată cu inaugurarea noii străzi, o mare parte din trafic s-a mutat aici. Iar atunci când oamenii vor sta în parc, alături de ei sunt mașini care evident emit noxe. La ore de vârf se observă cel mai bine mutarea aglomerației de pe splaiul Independenței și strada George Coșbuc, aici pe Oțetului. Totuși, investiția aduce mult mai multe zone verzi pe 885 de metri pătrați, unde regăsim 180 de arbori noi și peste 6000 de arbuști și plante perene. Zona a fost regândită pentru pietoni și bicicliști, avem mai multe trotuare și părculețe, ceea ce este bine, însă pistele de biciclete au o problemă. Se termină brusc în zona străzii clinicilor. Voi ce părere aveți despre acest proiect? Se putea mai bine sau atâta s-a putut?